Salutare! Astăzi vreau să spun 5 lucruri importante pe care trebuie să le știi înainte de a-ți deschide un magazin online. Dacă vrei să deschizi un magazin online, ai un magazin online fizic și vrei să-l transformi în online sau ai o idee de afacere pentru un magazin online, te rog frumos să-mi lași un comentariu să vedem despre ce este vorba și cum te putem ajuta. Așadar, hai să începem! În primul rând vreau să spun că eu sunt Cosmin Dărăban, CEO și cofondator al platformei GOMAG și te invit să te abonezi la acest canal pentru că urmează o mulțime de informații care te pot ajuta pe tine pe plan personal și pe plan profesional. La numărul 1 discutăm despre idee. Toată lumea caută idei de produse pe care trebuie să le vinzi. Ei bine, nu trebuie să reinventezi roata pentru a vinde produse online. Oamenii cumpără soluții, nu cumpără produse, cumpără soluții pentru problemele lor. Așadar, din ceea ce este deja în piață, tu poți să oferi clienților o soluție mult mai bună, o împachetare mai specială la un produs pe care cineva îl vinde sau la o gamă de produse. Trebuie să reinventezi puțin modul de a prezenta problema în fața clienților, mai exact cum vii tu cu soluția pentru problema respectivă. Și aici sunt o mulțime de artificii pe care se pot face. Totul ține doar de tine, de imaginația ta și de cât de mult vrei să te implici în viitorul tău magazin online. Și la numărul 2 discutăm despre avatarul de client. Este esențial să cunoști persoana care urmează să cumpere produsele tale, nu persoana la modul Ionică, Vasile, Lenuța, ci audiența care urmează să cumpere, avatarul ăsta de client. Și astăzi este foarte simplu să identifici acest lucru. Da, avem și noi o mulțime de materiale, articole, ghiduri pe care le poți accesa, probabil sub acest video să primești link spre Academia de e-commerce unde poți învăța mai multe informații și să descoperi fișele de lucru pentru avatarul de client, dar tu poți să faci un research mai avansat. Poți să intri pe grupurile nișate pentru sportivi, pentru mămici, pentru telefoane, pentru gadgeturi, o mulțime de grupuri pe Facebook. Îți permit, sunt comunități în jurul anumitor categorii de produse, în jurul unor produse și poți să vezi cine sunt cei care consumă și ce probleme au aceștia pentru a vedea ce produse să aduci. Ține minte la subiectul numărul 1. Aici poți să faci analize de text, plus poți să mergi să vezi testimoniale care le-au primit alte magazine care vând diferite produse. Și poți să vezi de ce cumpără clienții produsele respective sau ce probleme au cu produsele respective. Review-urile de pe Facebook, review-urile de pe Google My Business te ajută enorm de mult sau chiar și review-urile de pe comparatoarele de prețuri sau de pe Marketplace. Deci ai acces, știi la cine vizi. Trebuie să spun că nu toată lumea o să cumpere produsele pe care tu le vinzi, știu doare, dar așa este. Este în toată piața asta o nișă interesată de anumite produse, alții de alte produse, alții sunt mai loiali unui brand, alții cumpără pe baza unui preț. Sunt o mulțime de factori pe care o să-i descoperi în continuare. Mai poți să vizionezi și alte materiale care să te ajute în această direcție dacă te abonezi. Și la numărul 3 vorbim despre parteneriate. Neapărat într-un business online trebuie să ai parteneri serioși. Da, poți să ai un partener în business-ul tău. Tu decizi dacă faci acest lucru. Dacă tu știi foarte bine să gestionezi tehnologia și cineva are un produs, poți să te asociezi. Sau invers, dacă tu ai o gamă de produse, ești importator, distribuitor, chiar producător, poți să te asociezi cu cineva care deja vinde și are cunoștințele necesare. Dar tot în partea asta de parteneriate discutăm despre furnizorii de produse, să te asiguri că au stocuri pentru produsele respective și oferă garanție. Plus, poți să livreze foarte rapid produsele pe care tu urmează să le vinzi. Partenerii de la platforma de e-commerce, partenerii de la serviciile de marketing, partea de facturare, banca, unde urmează să îți intre banii, contabila și așa mai departe. Și am ajuns la numărul 4, unde discutăm despre review-uri și feedback asupra produselor pe care tu urmează să le vinzi. Știi, oamenii cumpără de la oameni, oamenii au încredere în oameni. Așadar, ai nevoie de validarea pieței pentru produsele pe care tu le vinzi, acele testimoniale. Și aici sunt două tactici pe care le poți aplica imediat în business-ul tău. La numărul 1, poți să trimiți produsele tale sau să le dai cadou prietenilor, vecinilor sau pur și simplu să le dai să le testeze, să îți dea un feedback la rece. Îți recomand să faci acest lucru pe bune, să nu inventezi tu păreri și testimoniale pentru că nu funcționează și oamenii o să fie supărați când văd că ai făcut astfel de artificii. La numărul 2 îți recomand să apelezi influenceri, micro-influenceri, nano-influenceri. Mergi foarte detaliat în industria ta, intri pe Instagram sau pe YouTube, cauți subiecte în limba română pentru că vorbim de e-commerce în România, vezi cine ce vorbește despre anumite produse, cine ce produse recomandă și începi să stabilești o relație cu persoana respectivă, vezi cine cere bani pentru
astfel de acțiuni sau cine cere, se mulțumește doar cu produse pentru review. Cei care sunt în creștere, probabil, să accepte diferite parteneriate. Aici trebuie să te implici tu puțin, pentru că astfel o să începi să înțelegi mai bine nișa. Vezi cu cine au mai lucrat, ce au făcut, cum pun problema și să te asiguri că după ce le trimiți produsele, faci un contract și o să-ți dea un feedback, îți fac o recomandare sau îți dau părerea lor pe care tu poți să o folosești în site-ul tău, în articole, pe prima pagină și unde urmează să mai promovezi produsele respective. Și am ajuns la numărul 5, unde îți recomand să ai o gândire și o strategie pe termen lung pentru magazinul tău online. Ai auzit de succesul multor magazine online, fie naționale, fie internaționale. Ei bine, multă lume vorbește despre ele, dar vorbește acum, când au trecut ani sau zeci de ani de la lansarea acestora. Ei bine, lucrurile nu se întâmplă peste noapte, lucrurile foarte bune mă refer, dar se pot întâmpla dacă tu alegi să acționezi foarte rapid și să implementezi foarte rapid anumite informații pe care le-ai aflat în acest video. Apropo, poți să-mi lași un comentariu cu ce informații urmează să aplici imediat pentru business-ul tău, pentru următorul tău magazin online. Ideea este că sunt o mulțime, sute de magazine online de pe platforma Gomag, care după un an jumătate au ajuns la 500-800, chiar o medie de 1000 de comenzi lunar, lucru care se poate întâmpla foarte rapid și în business-ul tău. Tu alegi dacă vrei să lansezi acum sau să mai aștepți. Depinde ce vrei să spui peste 2, 3 ani, 5 ani despre magazinul tău online. Care un an vechime, 6 luni sau că este în planul tău de creare în viitor. Adică nu l-ai creat nici în 5 ani. Și am revenit cu bonusul promis la începutul acestui material video. Dacă ești într-adevăr un om de acțiune și crezi în visul tău, poți fura startul, poți să ieși învingător cu magazinul tău online, poți să lansezi înainte de lansare, poți să comunici înainte de lansare, mai exact. La ce mă refer aici este foarte simplu. În primul rând, mergi pe rețele sociale, pe Facebook și pe Instagram și creezi conturi pentru business-ul tău, unde le optimizezi, am mai discutat despre acest lucru, și găsești materiale în blogul nostru și pe canalul de YouTube și începi să faci conținut pe blog. Practic, tu începi să pregătești o audiență care se cumpere de la tine. Ai fani în Facebook, ai urmăritori pe Instagram, comunici cu aceștia, interacționezi și începi să scrii conținut în blogul tău pe care, dacă ai un conținut educațional foarte bun, foarte bine documentat, poți să-l postezi în grupurile despre care am discutat în primele minute, unde am discutat despre cum să identifici avatarul de client și unde sunt oamenii care caută soluții sau discută despre anumite subiecte. Sunt grupuri care îți permit să publici materiale educaționale foarte, foarte bune. Și am mai discutat despre cum poți să folosești acest lucru pentru business-ul tău. Deci, îți creezi audiențe și încep să adaugi primele produse în magazin și să faci primele campanii, să vezi cum funcționează partea asta de marketing. Și în continuare, te poți abona la canalul nostru, pentru că urmează și alte informații foarte, foarte utile pentru tine și pentru afacerea ta. Poți să vezi și alte materiale pe care noi le-am făcut, poți să vezi ce înseamnă o platformă de e-commerce. Este un video mai lung, dar te ajută foarte mult. Poți să vezi care sunt greșelile pe care le fac antreprenorii în e-commerce și o mulțime de alte lucruri. Nu uita să pui în aplicare cât mai repede toate informațiile pe care tu le-ai descoperit aici. Te salut și ne vedem în noi materiale video!